Săptămâna trecută am cumpărat tichet pentru turneul major care se întâmplă acum la CSGO și în primul rând vreau să-mi scuze pentru că nu știu exact în română cum îl numim, că bănuiesc cum avem mondialele la LoL sau Worlds la LoL, trebuie să se numească și asta cumva, îi zicem pur și simplu Major Major. Sau turneul, cum îi zicem, mondialele la CS, cum le numim? Uh, turneul principal, ceva, habar n-am. Asta ar fi un lucru pe care aș vrea să-l aflu, pentru că n-am idee cum să vorbesc. Dar o să zic că este turneul care se întâmplă acum, pentru că mi-este foarte ușor să vorbesc așa. Bun. Și ce s-a întâmplat? Păi, bun, înainte de toate, hai să vi-l arăt pe Agni aici, să vedeți așa, să vă uitați frumos la el, pentru că, într-un fel, cred că fața lui... Uh, a exprimă cel mai bine ce am simțit eu în ultimele săptămâni cu majorul ăsta. Deci, imaginați-vă în felul următor: și de ce vreau să fac clipul ăsta. Acest clip este un clip în care detaliez experiența unui om care nu are idee de joc, nu știe juca foarte bine, abia s-a apucat recent să joace, deși are jocul cumpărat de peste 10 ani. Um... Dar care nu s-au uitat niciodată la niciun meci profesionist. Astea au fost primele meciuri. De fapt, am făcut un live și am făcut uh, un fel de watch party cu voi când a fost prima dată, prima zi de turneu și făcusem acel clip. Bun, vreau să vă arăt înainte de toate uh, că acum am uh, insigna de iron. Efectiv, am reușit să fac cele 5 alegeri pe care le aveam și vreau să vorbești de chestia asta. Uh, am avut... Uh, nu cred că pot să mai văd predictiile uh, predicțiile din trecut. Ba, fa, va fapt, vada, vada, pot, 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 tot. Eu să pot uitați aici. Gen, am văzut, uite, asta -a calificat G2 Phase Team Liquid într-un care... o oarecare minune uh, Ens și Monte cu care, vai doamne, ce am trecut cu ei și vreau să vorbesc un pic în special de ens și de Monte. Din păcate, NIP a pierdut un meci, asta e... N-a fost să fie, n-a fost de 3-0, dar s-a calificat și ei. Bun. Și acum hai să vedem noile mele picuri. <coughs> Întâi de toate vreau să vă zic că a fost foarte ciudat să văd... Uh, să văd prima... Uh, Runda, să zic așa, stați să scot aici că am pregătit un site. Bun, aici avem uh, lista cu echipele de la primul stage, primul stagiu, să zicem. Uh, Ens, care a fost o surpriză maximă pentru mine, a, a terminat cu 3-0 G2, care. Hai să fim sinceri, ar fi trebuit să aleg G2 dar nu știam cu cine o să joace. Efectiv, nu știam meciurile, că dacă știam meciurile, poate n-aș fi pus că NIP o să câștige cu 3-0, 1 3 pardon dar hei! Uh, și știți care e partea cea mai amuzantă? Că NIP a fost bătută de Ens, ENS care teoretic e echipa mea favorită dintr un mod ironic, să zic așa, pentru că am zis, știi ceva? No, să fiu fan ens pentru că am văzut uh, 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 um, am văzut un documentar despre un jucător de CS. Stați un pic. Așa, îmi cer scuze pentru întrerupere, bro, pentru voi a fost pauză, dar oricum mi-a telefonul. Da, voiam să zic că am văzut un documentar despre Alu și mi s-a părut Caterinca, Alu fiind un jucător fost din trecut la ENS și pe urmă am aflat și ca o melodie aia cu Easy for ENS <laughs> și de asemenea, ă, asta gen total fără nicio treabă cu chestiile astea. Mi-a plăcut, a, stai, asta, stai, stai, sta, 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 nu mai e nu mai e pe... nu mai am stickerul, l-am pus. Deci, mi-a plăcut uh, stickerul ăsta al uh, a lui San Paius, pentru că are chestia asta pe care am folosit-o și eu la un moment, dat la logo la canalul de Discord și are și chestia asta așa cu băra, de zici că e surfer. Și mi-a plăcut mult de tot. Stickerul am cumpărat, l-am pus pe ăsta pentru că, nu știu, mi, -mi s-a părut că ar fi dat bine, pe el, plus că voiam să-l și -l văd și Cam, asta ar fi. Deci, într-un mod foarte ironic, am început să țin cu Ens, dar într-un mod neironic, aparent, chiar am cu cine să țin, să zic așa, chiar începe să-mi placă Ens. Asta pentru că. Uh, doamne, o să, uh, uh, mă rog, pur și simplu, chiar, chiar îmi place echipa, pur și simplu. Pare echipa aia potrivită pentru mine, mai ales că nu e una dintre echipele chiar de top, de, de, să zic că toată lumea de da, frate, sigur, ENs face 3-0 și cu toate astea au făcut 3-0. Acum așa, să trăim și să vedem. Oricum, să discutăm un pic de uh, ce s-a întâmplat astăzi și ce se întâmplă astăzi, pentru că, încă o dată, vreau să vă mai arăt uh, picurile și... Uh, așa, deci, nu, nu inspect... Uh, Așa, challenges Și hai să ne uităm la ce am ales Am ales că Navi O să dea cu 3-0 Băi, deci vreau să vă zic că chestia asta Că tot ziceam de experiența unui om Care nu știe jocul Băi, m-am uitat la 5 sau 6 oameni Care Au ales uh, Cum se numește Deci gen 5 sau 6 oameni care au făcut picurile Băi, toți au ales altceva, mă toți au ales altceva, am văzut Navi, Nine, G2, uh, Phase și Furia, par... nu, mă, nu, furia. nu, mai știu dacă am văzut Furia sau nu. Uh, știți ceva? Uitați de Furia, lăsăm Furia, în fine, oricum, bă. Deci am avut, da, ca de obicei, adică ca și dura trecută, m-am uitat la mai mulți oameni și am văzut cam ce au ales în mare parte și am luat statistic. Echipele care au fost cele mai alese, le-am ales. Aici a... am mers cu Navi pentru că oricum... Uh, mi-am pus tagul <laughs> și nu, nu glumesc, <laughs> pus tag de nu glumesc, mi-am pus tagul de la Navi <fli imp intelligence> pe insignă asta. Uh, nu știu de ce l-am pus, dar am zis, știi ce, dacă am pus tag cu Navi, navia a 3-0 de data asta și primul meci a fost ce am ales eu, gen, fără să știu, primul meci la, la Legend, la stage-ul de legende, acum câteva ore, pentru că eu în momentul de față mă uit, stați așa, deci în momentul de față mă uit la majorie face cu heroic, adică al treilea meci. Nu știu exact ce se întâmplă pentru că am pornit clipul și toate astea, plus că oricum nu mă prea interesează face versus heroic, adică e un meci în care... Uh, pentru mine este așa. Heroic, da, nu contează cine câștigă Pentru mine nu-mi pasă Deci chiar, chiar, chiar nu-mi pasă cine câștigă Între ăștia doi în momentul de față uh, Dar da uh, Aveam asta pornit Aici e ai, acolo să vă cine câștigă Să vă și rezultatele Dar oricum primele două meciuri au fost foarte intense Pentru mine, pentru că în primul meci S-au bătut Bătut uh, Navii cu GL ăștia, cu Gamer legion, care sunt un, un, un gimpen cu asta mea, efectiv, oamenii mei uh, mi-au scos mouse și uh, m-au pus să stau cu curul strâns dacă se califică... Team Liquid, pentru că eu pe păi, nu i-am avut că se califică și mi-au scos mouse și mi-au scos și forțe. Mi-au scos două echipe care puteau să se califice și ar fost bine pentru mine. Și... Da, din păcate, sau ai nu fericire, a câștigat Team Liquid. Și la un moment dat începuse să câștige teren Împotriva luna, bine, nu pot să zic că au fost vreodată navi în situația de a pierde, dar efectiv eram cu curul strâns în de genul. O, oh, nu, să nu fac asta cum bă, că nebunesc, că începuseră să câștige multe runde la rând și mă gândeam acolo, bă, dacă în primul meci din runda asta mi se duc două, două picuri, pentru că dacă navi pierdea aici, degeaba se califica. Putea să piardă meciul și să le câștige pe restul, nu conta... Ăsta e mișa ăsta nu mergea. Și nici și, și, ăsta ieșea pentru că ăștia făceau un, 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 match. Deci îi ieșeau două picuri, nada, se duceau pe cu noi din primul match al ă, stagiului. Deci, pă bune, eram acolo, oleo, doamne, știi, eram disperat, o leacă mai mult. Și pe urmă, al doilea meci ca să înțelegeți uh, ce înseamnă să te uiți la un sport, la un, la un ăsta în modă care n-ai idee și să faci picuri de astea, să joci la pariuri pe echipă pe care nu le cunoști, am ales furia. Și dacă stai și te uiți în echipă, în echipă, în, aici pe picurile mele, Furia e alesă și Monte nu. Meciul fiind Furia cu Monte. Monte cu care eu vreau să zic că am trecut până niște momente din alea foarte, foarte, cum să zic, foarte nasale că au avut oamenii mei. Cinci 5 meciuri, mă rog, mai multe dacă e așa că a fost și best of 3, adică n-a fost doar... n-a fost totul așa de ușor, dar oricum, Vreau să zic că în ultimul meci de... Ok, i-au bătut, pe... I bătut pe 2-0. Bă, da, aici eram cu curul strâns când a fost 2-1, că puteau să fie eliminați ăștia de la Monte. Și am ajuns să țin cu Monte, mai ales că așa a avut niște meciuri, adică a avut cu face și cu forțe meciuri grele, bine. Cu mongolezie, mai zici că mai e cum mai e, dar oricum M mongolezie am avut gen... A, da, și încă o chestie cu cu Gamer Legion, în afara faptului că uh, mi-au scos pe mouse și pe ăsta, au mai și pierdut împotriva mongolezilor, deci nu mai, nu mai pe ăștia au bătut mongolezii și asta... Uh, era picul meu pentru 0-3 Deci Legion Cred că echipa mea cea mai puțin plăcută în momentul de față Sper să o ia cu 0-3 Ca să mă, mă liniștească Deci pe bune am trecut Pe niște experiențe, vai de capul meu Bun, dar să revenim la monte Efectiv, gândiți-vă că eu Aveam meci aici Am văzut uh, 3-5 meciuri cum ar veni ale lor întregi, deci destul de multicel că meciurile țin destul pe am, am, fost cu ei multe ore, eram efectiv cu, cu strâns, să zic așa, când erau meciurile lor și după aia să am meci cu... cu furia și cu... Monte, și eram acolo, ai de capul meu, trebuie să țin cu furia, adică, îmi place Monte, dar trebuia să țin cu furia, pentru că am pus la pariuri. Și vă dați seama bine, poate să... Trebuia, să... trebuia să fi pus Monte în blocul la, nu știu, la Vitality sau ceva, sau chiar furia, habar n-am, măcar știi acolo, pentru sufletul meu, poate chiar nu se califică, dar măcar știi vorba aia, ajunse să mi placă de ei. Și... Începe meciul. Bam! 1-0, Munte, eu eram acolo, bine mă, Forma asta e corect, că trebuie să țin coiei Și mă tot uitam așa la meci și mă aveam o stare de-aia prostă, că furia clar pierde. <laughs> Dar... E, nu prea păsa că pierde furia, eram într-un fel de bun, bine, bravo. Deci e foarte ciudat să pui la pariuri pe o echipă cu care... pe care n-ai văzut-o în viața ta, pentru că eu eram cea genul bun. Și acum începe următorul meci Furia, echipă de care am auzit o singură dată, mă rog, nu o singură dată, de care doar am auzit, știu doar logo nu știu niciun jucător, n-am văzut nicio poză cu nimeni, n-am văzut nicio secvență de niciun meci, n-am văzut nimic, nu știu efectiv nimic decât că e cheamă Furia și că au logo-ul ăsta și că foarte mulți oameni i-au ales. Așa că da, a trebuit să țin cu echipa de care nu știam la propriu nimic, nici măcar numele unui singur jucător, mă rog să țin să sper că o să câștige împotriva lui Monte cu care deja nu știu cum să zic, care deja m-au salvat odată și cu care chiar începuse să-mi placă de ei. A, ok, deci da, într-adevăr, acum că stau și mă gândesc, poate că ar fi trebuit măcar la munte să fi făcut o excepție de asta, pentru că ei, și deci la Monte și la Ens chiar am, nu știu cum să zic, chiar, am așa o, o chestie din aia, de, am o legătură. Adică pot eu să zic că vreau să câștige Navi și că cred că o să câștige Navi turneul, dar în realitate până astăzi n-am văzut niciun meci cu Navi și când am văzut meciul cu Navi nu eram acolo gen, o, oh, bine, eram acolo, doamne, să nu pierdă ăștia că turbez, să nu pierdă ăștia că turbez, n-a fost o chestie de aia de, na, eu sunt chill, ăștia sunt Navi, sigur bat. Deci, da, nu pot să zic că am așa o legătură strânsă cu navii. Uh, ok, bun. Bă, ce pot să zic? asta e doar al treilea meci. Să vedem ce urmează. Sunt curios, voi ce picuri ați avut. Ce. Uh, ce, ce credeți că o să se întâmple și, din nou, cum, cum numiți acest event Se numește major pur și simplu sau ceva? Habar n-am. Oricum. Cam atât aveam de zis, doar să mă plâng un pic și să vorbim de picurile următoare. Asta cred eu că o să se întâmple, cel puțin din ce am văzut până acum. Cred că G2, gen, G2 este singura echipă de care pot să zic că pe bune o să se califice ce mai departe parte. Și din ce am văzut și nu doar din ce cred alții, restul e... Pana mea, Doamne ajută! Sper să se întâmple ce am zis eu aici. Parcă aș vrea totuși să iasă furia și să meargă monte mai departe, pentru că... Ne? Și vo știi vorba aia, gen, poate să mi 5, nu vreau neaparat... De fapt, și ceva? Da, hai fie, nu contează. Chit că am ales furia, dă-i da dracu să pice și să intre monte în locul lor. Uh, sau de ce nu să... Dacă nu se califică heroic, oricum... Nu știu dacă o să bată pe face... Poate, nu știu. Hai să vedem, trăim și vedem oricum oameni buni. Voi cine vreți să câștige, ce picuri ați pus. Și ce credeți de ce porcări am făcut eu aici? Bun, noi ne auzim data viitoare. Ceau les!